trăind cu gândurile, voia și emoțiile lui Dumnezeu. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu și dați mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Romani 6,13. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi cu un duh, suflet și trup. În calitate de credincioși, trebuie să înțelegem că sufletul este centrul minții, voinței și al emoțiilor noastre. Deoarece este plin de sine și nu dorește să se supună Duhului Sfânt, trebuie curățit. Pentru că avem liberul arbitru, mintea noastră ne spune ce gândim, dar gândurile noastre nu sunt neapărat gândurile lui Dumnezeu. Voința noastră dictează ceea ce ne dorim, chiar dacă intră în conflict cu ceea ce dorește El pentru noi. Emoțiile noastre determină sentimentele pe care le avem. Dar în Hristos, inimile noastre trebuie să fie supuse numai lui Dumnezeu și cuvântului Său. Dumnezeu vrea ca noi să înlocuim gândurile, dorințele și sentimentele noastre cu ale Lui. Nu putem avea biruința asupra păcatului până nu facem acest lucru. Începe prin a-i spune lui Dumnezeu că dorești ca El să lucreze în sufletul tău. În Romani 6, Pavel ne îndeamnă să ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu. Alege astăzi să nu trăiești pentru tine însuți, ci să-i oferi lui Dumnezeu tot sinele tău. Pe măsură ce sufletul este purificat, el este antrenat să poarte gândurile, dorințele și sentimentele lui Dumnezeu și atunci vei deveni o unealtă puternică pentru gloria Lui. Rugăciune. Doamne, mintea, dorințele și emoțiile mele se răzvrătesc împotriva cuvântului Tău. Dar nu mai vreau să trăiesc astfel. Tată, îți ofer sufletul meu, știind că atunci când o fac, Tu mă poți curăți și folosi pentru a împlini voia Ta. Alpha, Omega.